Bună ziua, dragii mei! Bine v-am regăsit la o nouă etalare pentru fiecare zodie în parte. Continuăm cu zodia Capricornului pentru finalul de lună, ianuarie. Săptămâna 24 ianuarie, 30 ianuarie. Îmi doresc foarte tare să aflu pentru dumneavoastră ce urmează să se întâmple cel mai probabil în această săptămână. Ne pregătim pentru zodia, pentru zodia Capricornului, ne pregătim pentru luna februarie, o lună care se anunță extrem de schimbătoare, cu multe provocări. Așa că mă interesează să știu despre ce ar trebui noastră să știți în această săptămână, zodia Capricornului. Nu trebuie să vă gândiți la nimic, trebuie doar să vă relaxați și să așteptați mesajele din partea Universului. Dacă rezonați cu etalarea, înseamnă că veți găsi mesaje pentru voi, special, interesante, pe care le puteți pune acolo în puzzle-ul vieții dumneavoastră. Dacă nu rezonați, nu este nicio problemă, eu oricum mai fac astfel de etalare, pentru că s-ar putea ca Universul să ia așa în ordinea problemelor, să ofere mesaje în ordinea problemelor, știți? Așa că nu-i bai dacă nu vă regăsiți, pentru că se întâmplă. Este o etalare generală, colectivă și aș dori să țineți cont de acest lucru. Bun, zodia Capricornului, la voi toate lucrurile se vor întâmpla cu o rapiditate extraordinară. O situație ajunge la final. O situație cu care vă confruntați, o problemă particulară, va ajunge la un final. Asta înseamnă că veți primi o soluție în ceea ce privește o situație. Dacă nu mai vreți să continuați ceva, veți pune capăt sau va ajunge la un capăt. Dacă vreți, eu știu, să sau vă gândiți la semnarea unor acte, unor agremente care constă în primirea unor bani, se va întâmpla. Adică dacă până acum nu ați primit acei bani, acum semnați ceva și veți primi niște bănuți. Că e vorba despre un salariu, că este vorba despre o tranzacție, un contract, un contract de muncă, cine știe, un contract care implică familia sau și familia s-ar putea să fie părtașă la această chestiune care va aduce sau aduce după sine noi începuturi din punct de vedere financiar. Aici există o mulțumire din punct de vedere financiar. Semnați ceva, un contract, poate vă luați o casă, poate faceți o renovare la casă, poate, eu știu, încercați să vindeți, să cumpărați ceva. Și vă mulțumește acest lucru. Deci din punct de vedere material sau al carierei există niște semnături pe care le faceți. Antamați ceva, faceți lucrurile să se întâmple în sensul celor dorite de dumneavoastră. În orice caz, până la finalul lunii septembrie, începutul lunii octombrie, există aici o mulțumire, o pace sufletească. Vă veți găsi mulțumiți cu ceea ce veți realiza în începutul de an. Au fost niște pierderi, e adevărat, ați pierdut destul de multe lucruri sau poate că nu ați fost mulțumiți de foarte multe lucruri, însă nu trebuie să pierdeți din vedere că aveți foarte mulți ași și mânecă pe care îi veți folosi atunci când este cazul. Acești ași din mânecă vă vor ajuta să țineți situația sub control. Dacă ne referim la încheierea unui contract în care banii primează și acest contract a tot întârziat, este că a fost necesară această întârziere. Și vă veți da seama la momentul oportun de ce s-a întârziat foarte mult cu primirea acestei sume de bani. Orice întârziere se va dovedi necesară și vă veți da seama de acest lucru. Luna martie este o lună care este extrem de importantă pentru voi, pentru că în momentul acela vă veți da seama de ce a trebuit să semnați un act atât de târziu sau de ce nu v-au intrat banii atunci când ați vrut dumneavoastră, ci atunci când ați semnat acel act. Lucrurile se vor schimba cu repeziciune, să știți, destul de repede.
se vor schimba lucrurile. Așa că fiți pregătiți că dacă a stat așa într-un fel de agonie în ultima perioadă, se cam precipită viața dumneavoastră și planurile încep să se dezmorțească și repede, repede, cred că nu o să aveți timp să mai respirați. Ca inițiale P, G, D, A, L, S, M, E, P, R și dublură de litere în interiorul cuvântului. O veste extrem de importantă veți afla, o veste care va soluționa o problemă în care se semnează niște acte. Ca semne zodiacale, balanță, poate aveți de a face cu o balanță, scorpion, rac, vărsător, de asemenea. Există aici și o întârziere din punct de vedere al nașterii unui copil. Dacă, eu știu, ați așteptat destul de mult să faceți un copil pentru cele care se regăsesc, vârsta vă permite, situația vă permite, s-ar putea să fie vorba și despre nașterea unui copil. Să aflați că sunteți însărcinate, deși nu știți sau nu vă mai așteptați la acest lucru. În orice caz, orice întârziere se va dovedi necesară în cazul vostru. Sau poate că faceți, vă întemeiați o familie mai târziu sau v-ați întemeiat, urmează să vă întemeiați o familie. Voi v-ați dorit de mult, dar nu s-a împlinit și uite că orice întârziere s-a dovedit a fi necesară pentru că s-ar putea să aveți exact acea familie pe care v-ați dorit-o până la adânci bătrânețe. Nu mai fie cauza să mai divorțați sau să vă căsătoriți de vreo 2-3 ori. Adică ați și stat, dar aveți parte de o relație până la finalul vieții, alături de această persoană. Haideți să vedem ce mai putem să aflăm pentru... Lucrurile se schimbă, v-am spus că lucrurile se schimbă extrem de mult pentru voi, dragii mei capricorni. Eu nu știu ce să vă zic, eu sunt bucuroasă să vă spun că cineva vă asigură securitatea financiară. De asta vă zic că este vorba despre semnarea unui act. Semnați un contract cu cineva care vă aduce o infuzie de capital și vă asigură această stabilitate financiară. Veți fi din nou pe val, veți fi răsplătiți, banii vin, iar dorințele vor fi, vi se vor îndeplini. Ce pot să vă mai spun? Nu am ce să vă spun, doar să vă mulțumesc pentru faptul că ați fost și astăzi alături de mine. Doamne ajută să semnați cel mai bun contract din viața dumneavoastră sau, eu știu, să orice ați semna să vă aducă sau să vă garanteze dorința ca fiind deja împlinită. Vă doresc să aveți parte de un weekend absolut fabulos alături de cei dragi, multă sănătate și cei care sunt născuți în acest weekend, acelora care sunt născuți în acest weekend, vă transmit toate cele bune, la mulți ani și o viață plină de miracole. Vă pup, vă iubesc, numai bine! Pa, pa!